Curtea Constituțională a dat aviz pozitiv asupra proiectului de lege pentru modificarea Constituției. Astfel, referendumul pentru aderarea la UE ar putea fi organizat în aceeași zi cu alegerile prezidențiale. Întrebarea la care vor răspunde moldovenii este: sunteți pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană? La fel, Constituția urmează să fie completată cu un nou titlu, Integrarea în Uniunea Europeană. De altfel, atunci când au depus la curte proiectul de lege privind modificarea Constituției prin referendum, deputații PAS, Vasile Grădinaru și Veronica Roșca au părut că știau deja răspunsul. Curtea Constituțională, care a avut la dispoziție 10 zile ca să-și expună opinia, a făcut-o în 6 de la data sesizării de către deputații PAS. Inițiativa de revizuire a Constituției Republicii Moldova prin referendum, semnată de 46 de deputați din Parlament, este prezentată de subiectul autorizat și în acest sens este conformă cu prevederile articolului 141 aliniat 1, litera B din Constituție. 2. Inițiativa de revizuire a Constituției Republicii Moldova prin referendum corespunde limitelor temporale de revizuire stabilite de articolele 63 aliniat 3 și 142 aliniat 3 din Constituție. Inițiativa de revizuire a Constituției Republicii Moldova prin referendum nu depășește limitele materiale de revizuire a Constituției stabilite de articolul 142, aliniatele 1 și 2 din Constituție și poate fi prezentată Parlamentului spre examinare. Dacă cetățenii Moldovei vor vota pentru aderarea la UE, în Constituție vor fi făcute câteva modificări. În preambulul legii supreme se va menționa identitatea europeană și irreversibilitatea drumului european de dezvoltare a Moldovei. De asemenea, în Constituție va apărea un articol separat denumit Integrarea Europeană, în care se va spune că Moldova aderă la tratatele de instituire a UE și la actele de revizuire a tratatelor de înființare ale UE. După aderarea la aceste tratate și acte, acestea vor avea prioritate față de legile naționale. Menționăm că aceste modificări vor fi introduse imediat după ce Curtea Constituțională va recunoaște rezultatele referendumului fără vot suplimentar în Parlament. Deputații care au mers la curte, Vasile Grădinaru și Veronica Caroșca, au părut că știu răspunsul. Încă atunci, până ca magistrații să-l dea, ei au anunțat că în 8 aprilie va fi dat start tuturor procedurilor pentru desfășurarea plebiscitului. Începând de astăzi, demarăm procedura oficială de inițiere a referendumului republican de revizuire a Constituției. Ca să ajungem la referendum, avem nevoie de avizul Curții Constituționale. Avizul Curții Constituționale trebuie să fie acordat într-un termen de 10 zile. Instanța a dat însă avizul mai devreme. Acesta intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial. Documentul a fost făcut public pe 8 aprilie și tot atunci a fost supus consultărilor publice la Parlament. Documentul a provocat din start nemulțumirea unora dintre participanții la discuții. Mihai Corj, de exemplu, președintele Asociației Juridice Lex Scripta, a spus că societatea civilă și liderii de opinie au primit prea puțin timp pentru a se expune asupra proiectului și că referendumul ar putea atenta la statutul de suveranitate al țării. Amintim că anterior organizarea referendumului în aceeași zi cu alegerile prezidențiale a fost criticată de mai mulți politicieni, printre care deputați socialiști și lideri ai unor partide extraparlamentare, unii dintre care au declarat că PAS vrea să-și promoveze astfel imaginea. Asociația Promolex, de asemenea, a recomandat Parlamentului să-și revadă decizia de a desfășura referendumul republican în aceeași zi cu alegerile parlamentare sau prezidențiale. Potrivit organizației, subiectul integrării europene este unul de interes public strategic pentru Moldova și nu trebuie monopolizat în scop electoral de o anumită forță politică.